La începutul lunii august, guvernul anunța modificarea legii circulației, cu noi sancțiuni pentru folosirea oricărui tip de dispozitiv mobil. Pilotul Alexandru Filip este sceptic și crede că actul normativ e aproape degeaba, pentru că nu are deloc efectul scontat. Eu, deplasându-mă foarte mult pe scooter și bicicletă prin oraș, văd foarte simplu și ușor în mașinile pe care le am în jurul meu cum șoferii în continuare folosesc aceste dispozitive mobile, smartphone-urile, și recunosc că nu cunosc pe absolut nimeni care să fi fost sancționat în această perioadă pentru această contravenție. Care crezi că ar fi motivul real pentru care legea nu se aplică exact așa cum trebuie? Aici ar trebui să mă transform instantaneu într-un polițist, să am epoleți, să am această putere și să-mi dau seama de ce, cu toate că am această forță de a îndrepta lucrurile, cu toate astea nu o fac și prefer să stau la umbră într-o mașină de poliție sau să mă fac că nu văd. Habar n-am, poate pentru că e lenea mare pentru a scrie un proces verbal, poate că e atât de mare avalanșa de nereguli încât zici, ok, ce aș putea să schimb și așa mai departe, dar vedem nenumărate filmări pe internet cu polițiști care stau în timpul serviciului, pur și simplu, pe internet, pe telefon. Cu atât mai mult vedem polițiști care nu poartă centura de siguranță în mașinile de poliție, vedem polițiști care conduc în timp ce se uită la telefon și atunci cumva, cum am putea cere de la niște oameni, că până la urmă și ei sunt niște oameni, în momentul în care dau jos uniforma, sunt niște oameni absolut normali, ca noi toți ceilalți, cum am putea lor să le cerem dacă și ei la rândul lor procedează la fel? Și te invit și invit și pe cei care ne privesc să se uite un pic la ce se întâmplă în autospecialele de poliție, așa cum se numesc ele, acolo unde, repet, vedem polițiști care se deplasează inclusiv în misiune cu viteză foarte mare, normal, cu toate semnalele pornite, dar fără centură sau centura petrecută prin spatele scaunului, sau în egală măsură conducând cu ochii în telefon, ceea ce sau vorbind la telefon și așa mai departe. Și pe ei cine îi amendează? Iată, aici este povestea. Eu cred că, de fapt, exemplul și schimbarea cumva trebuie să vină de la cel care aplică legea și, evident, și din partea noastră, cei care ar trebui să conștientizăm faptul că orice deschidere de telefon, de fapt, ne pune în pericol pe noi sau pe ceilalți participanți la trafic. Bine, nu intenționăm în mod clar să generalizăm, pentru că sunt convinsă că există și polițiști corecți care își fac datoria, fără doar și poate. Asta voiam să spun, există și șoferi care merg regulamentar și folosesc dispozitivele hands-free. Alex, aș vrea să te întreb, tu ai o experiență foarte bogată în pilotaj, ești pilot de raliu, ești instructor de conducere defensivă. O recomandare pentru cei care folosesc telefonul mobil. Sunt mulți specialiști, să le zic așa, care spun că chiar dacă folosesc un dispozitiv hands-free sau prin Bluetooth, atenția e într-un fel afectată. Nu într-un fel, în toate felurile. În toate felurile. Există două variante în care, de exemplu, tu ești la volan, eu sunt undeva pe plajă la mare și te sun. Și avem o discuție absolut neutră în care tu mă întrebi cum este la mare, eu spun că e frumos, e soare, apa e călduță, tu cu hands-free. În momentul ăla nu ești total deconectată de la trafic, pentru că este cumva o discuție uzuală, de mentenanță, să-i spunem. Adică nu trebuie să depui foarte mult efort ca să înțelegi ceea ce povestesc eu. Dar în egală măsură, dacă te sună cineva din redacție și te întreabă ce se întâmplă cu știrea nu știu care, pe care nu ai reușit să o predai la timp și tu nu ești la birou și trebuie să rogi pe cineva să intre în calculatorul tău și să facă lucruri, în momentul ăla te deconectezi total de la șofat și mintea ta trece instantaneu în computerul tău, încercând să găsească lucrurile, intră în folderul cu tare și găsește acolo și vezi, mai modifică fraza aia că nu-mi place cum sună și așa mai departe. În momentul ăla, mașina iarăși merge singură. În clipele respective, dacă avem tot felul de provocări, mașini care nu ne acordă prioritate, o mașină de pe contrasens scăpată de sub control și așa mai departe, noi nu vom putea fi prezenți în trafic, ci suntem prezenți sau ești prezentă în folderul din computer. Corect. Și atunci va intervine această discuție reală, de altfel, cu acest hands-free și iarăși vin în zona asta a ceea ce se întâmplă în transportul, chiar și în transportul în comun. Vedem nenumărați șoferi de autobuz, de care transport sau de autocare,
care transportă foarte mulți oameni și toată ziua sunt cu casca în ureche și vorbesc în continuu, lucru care nu este absolut deloc normal, pentru că, repet, ei sunt deconectați de la ceea ce se întâmplă. Și ne putem da seama de lucrul ăsta, de nenumărate ori sau multe ori șoferi, li se întâmplă să parcurgă o distanță dintre punctul A și punctul B, nu știu, să zic de la București la Brașov, și le lipsește un segment în memorie. Se gândesc, dom'le, dar când am trecut de Sinaia, că nu mi-amintesc. Exact în segmentul ăla, a vorbit la telefon, s-a gândit la cu totul și cu totul altceva și s-a deconectat de ceea ce făcea. Noi și creierul nostru, mintea noastră, nu poate să facă decât o activitate principală și câteva activități secundare, dar nu poate face două activități principale. La fel cum atunci când vorbim la telefon cu cineva, nu putem comanda la restaurant ospătarului să vorbești, da, sigur, dragă, uite, m-am așezat aici, și în același timp să spui, da, aș vrea, te rog frumos, o pizza și o apă minerală. Nu ne putem concentra la ambele discuții, la fel cum nu putem parca în momentul în care vorbim la telefon și avem sincope de comunicare în momentul în care încercăm să parcăm o mașină. Sunt nenumărate exemple. La fel se întâmplă și atunci, în exemplu pe care l-am dat mai devreme, cu toate că avem vorbim la handsfree, ambele mâini sunt pe volan, dar cu toate astea ne concentrăm la ceea ce vorbim și nu la ceea ce facem. Nu ne uităm în oglinzile retrovizoare, nu ne uităm prin parbriz, nu ne uităm în perspectivă, nu anticipăm traficul și așa mai departe și evident rezultă accidente. Păi și ce facem în cazul ăsta? Foarte simplu. Am mai spus-o. Când eu, de exemplu, eram copil și mă duceau bunicii la mare, niciunul din mașină nu avea telefon și ajungeam și la mare, n-a fost niciun fel de problemă, sau la munte. Din punctul meu de vedere, dacă ai de dat un telefon important, pur și simplu te oprești, pentru că cele 2-3 minute pe care le pierzi pe drum sunt cu mult mai prețioase decât viața pe care de fapt o pui în pericol. Ai povestit chiar la început că folosești și scuterul și bicicleta atunci când ești în trafic. E mai ușor, bănuiesc, nu, decât mașina? Am autobuzul meu 361 pe care îl iau, parchez mașina în stație și de acolo merg în stație. Este loc dedicat, dar merg aproape în fiecare zi cu autobuzul. Din fericire, de curând a fost schimbat modelul de autobuz. Avem autobuz dintre acesta turcoaz, care are aer condiționat. Înainte, când erau vechile autobuze Mercedes, nu era aer condiționat și într-adevăr era un pic deranjant. Dar, în egală măsură, odată ce am ajuns în centrul orașului, nu folosesc decât scuterul, pentru că, repet, este mult mai facil, chiar dacă este iarnă, chiar dacă este vară, am anvelope de iarnă, anvelope de vară, dacă plouă, dacă nu plouă, dacă e cald, nu e cald, merg cu scuterul, pentru că ceasul numără secundele în același mod, indiferent de anotimp, și prefer să-mi rămână la sfârșitul unei săptămâni timp suficient în care să mă relaxez sau să fac cu totul și cu totul altceva.